Polițiștii din cadrul serviciului rutier, împreună cu cei din cadrul biroului de siguranță școlară, au susținut o lecție interactivă de educație rutieră, școlarilor de la Liceul Teoretic Mihai Minescu din Călăraș. Cu această ocazie, copiii au aflat de la polițiști ce reguli de circulație trebuie să respecte pe drumul către școală, locul de joacă sau către casă. Celor mici le-au fost împărțite pliante și le-au fost prezentate semnele de circulație. De asemenea, elevii au fost invitați într-un orășel miniatural în care au aplicat cele învățate pentru a demonstra că vor deveni pietoni responsabili. Conștientizarea de către preșcolare a importanței cunoașterii și respectării regulilor de circulație rutieră este un factor important care contribuie pe termen lung la scăderea numărului de accidente rutiere.